Bună ziua! Astăzi vom vorbi despre munca în ture, compensarea orelor suplimentare lucrate în viitor. Despre ce este vorba? În activitatea de pază, datorită programului în ture, agentul de pază poate să efectueze într-o lună un număr mai mic de ore decât regimul lunii respective, iar următoarea lună este posibil să efectueze un număr mai mare de ore decât regimul lunii. În acest caz, putem folosi munca suplimentară compensată în avans în conformitate cu articolul 123 aliniatul 3? Există o procedură specială pentru care se pot evidenția aceste compensări sau reiese pur și simplu din pontaj? Soluția propusă de specialiștii portalului Codul Muncii este următoarea. Dacă salariații al căror program de muncă este stabilit în ture au contracte de muncă cu normă întreagă, atunci este firesc ca programul de muncă să fie stabilit astfel încât să acopere timpul lunar al unei norme întregi. Cu alte cuvinte, un program în ture corect realizat ar trebui să genereze un total de ore lucrate corespunzător unei norme întregi și fără diferențe semnificative în privința orelor lucrate de la o lună la alta. În ceea ce privește munca suplimentară, este considerată muncă suplimentară doar acea muncă prestată în afara duratei normale a timpului de muncă, săptămânal de 40 de ore, în concordanță cu dispozițiile articolului 120 aliniat 1 din Codul Muncii, republican. Potrivit articolului 122 aliniat 1, indice aliniat 1 și 2 din Codul Muncii republicat, munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia, situație în care salariatul beneficiază de salariu corespunzător pentru orele prestate, fiind programul normal de lucru. Aceasta este regula în ceea ce privește munca suplimentară. Aliniatul 3 din același articol prevede că în perioadele de reducere a activității, angajatorul are posibilitatea de a acorda zile libere plătite, din care pot fi compensate orele suplimentare ce vor fi prestate în următoarele 12 luni. Așadar, angajatorii pot recurge la aplicarea acestei dispoziții legale nou introduse în Codul Muncii, care este de deosebită importanță, deoarece dă posibilitate salariaților de a primi în avans zile libere plătite în cazul în care nu desfășoară într-o anumită perioadă activitate care să necesite prezența salariaților, urmând ca ulterior salariatul să desfășoare munca suplimentare care să se compenseze în următoarele 12 luni. Atâta vreme cât legea nu distinge, apreciem că această dispoziție legală poate fi aplicabilă și salariatului cu program de lucru în ture, așa încât în perioadele de reducere a activității, angajatorul poate acorda zile libere plătite, din care pot fi compensate orele suplimentare ce vor fi prestate în următoarele 12 luni. Nu există o procedură specială prevăzută de lege care să evidențieze această compensare în avans a muncii suplimentare prestate în viitor.